Am optat până în urmă, după ce am analizat toate condițiile, conjunctura. Am optat și vom discuta această chestiune acum la USR pentru o retragere din Parlament, rândul Parlamentului, dar nu o renunțare completă la poziția de parlamentar, cu alte cuvinte, nu mai participă împreună cu acolo la majoritate, la nicio ședință, la nicio acțiune, la niciun vot, până când, sau cu excepția situațiilor care pot fi decisive, privitoare la alegeri anticipate, la schimbarea guvernului, la suspendarea președintelui. Din acest motiv ne păstrăm calitatea de parlamentari și posibilitatea de a vota astfel de conjunctură în Parlament, iar în rest activitatea de parlamentari va consta doar în acestea de în relația cu cei care vor acest mandat și sigur în pregătirea momentului în care vom putea avea o nouă pronunțare asupra alegerilor. Vă gândiți? Eu nu. Mai mult decât atât, asta este ce a rezultat din discuția noastră. Cred că acesta este monitorul pe care îl putem găsi și cu partenerii din Social Liberală și mai mult decât atât, vom anunța peste circa o oră la sediul din Social Liberală. Vom da toate de CP, pentru ce perioadă din acest moment și până când vom avea un nou Parlament sau până va veni un moment în care, prin vot decisiv, să putem hotărâ schimbarea politică în România. Dezbatem că mai dăm la Uniunea Social Liberală, la Uniunea Social Liberală, Chiselev, cu 57 de garduri de